Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Mâine vremea va fi predominant închisă, iar valorile termice vor fi mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă a anului în cea mai mare parte a țării. Cerul va avea înnorări și va ploua pe arii relativ extinse. Ploile vor fi sub formă de aversă, pot fi însoțite de descărcări electrice, iar local cantitățile de apă vor fi însemnate. Vântul va avea intensificări susținute în sud și în estul țării, iar la munte va fi tare, în timp ce în celelalte regiuni acestea vor fi pe spații mai mici și la cote mai reduse. Maximele vor fi cuprinse în general între 14 și 24 de grade Celsius. Să vedem ce temperatură ne aduce ziua de mâine. În Maramureș vom avea un cer înnorat, iar temperaturile sunt cuprinse între 17 și 19 grade Celsius. În Crișana vom avea o temperatură predominantă, ea fiind de 18 grade. Vom avea un cer înnorat și va ploua în Arad. În Transilvania maximele ating 17 grade, iar în Oltenia maxima este de 18 grade Celsius. În Muntenia avem temperaturi care oscilează între 17 și 24 de grade, cu 20 de grade în capitală. La mare avem o vreme înnorată, mohorâtă și o temperatură maximă de 24 de grade Celsius. În regiunea noastră, în Moldova, avem o temperatură de 16 grade, ea fiind minima regiunii, și 22 de grade, ea fiind maxima. În Iași vom avea o temperatură de 19 grade. În Pașcani vremea va fi mohorâtă și va ploua în această seară, când se vor înregistra 11 grade, iar mâine vom avea o temperatură de până la 17 grade Celsius și din când în când vom avea condiții de precipitații. Atât despre prognoza meteo. Sunt Ana Maria Ipate și vă aștept și mâine pentru mai multe date meteo. Numai bine!